Comuna Căzănești curată bec de Ziua Pământului. Membrii și simpatizanții PSD din localitate s-au alăturat campaniei de ecologizare organizate la nivel național. La strângerea de peturi și resturi menajere a participat și primarul Comunei Căzănești, Aurel Popescu, dar și cetățeni de toate vârstele. Membrii și simpatizanții PSD din Comuna Căzănești, alături și de voluntari, au participat la acțiunea de ecologizare organizată de către Partidul Social Democrat la nivel național cu ocazia Zilei Pământului. Peturile și deșeurile de pe drumurile publice au fost adunate de către toți cei prezenți, conștientizând cât de importantă este asigurarea unor condiții de viață cât mai sănătoase pentru întreaga comunitate. La acțiunea de ecologizare s-a alăturat și Aurel Popescu, primarul PSD din Comuna Căzănești, care s-a implicat în mod direct la strângerea de peturi. De asemenea, a transmis un mesaj ferm cetățenilor, făcând un apel la responsabilitate civică. În fiecare an de 22 aprilie, încă din 1970, se sărbătorește Ziua Mondială a Planetei Terra. Prin această acțiune vrem și noi să transmitem un mesaj pentru protecția planetei, pentru ecologizare și a îmbunătăți condițiile de mediu. Sper ca toți cetățenii care se vor uita la acest mesaj să înțeleagă că este nevoie ca fiecare dintre noi să ne aducem contribuție la protejarea acestei planete. Această acțiune este inițiată de Partidul Social Democrat și am reușit să aducem diferiți voluntari din toate categoriile sociale care să arate întregii populații că este necesar ca fiecare dintre noi să fie implicat într-o asemenea acțiune și să contribuie pentru ecologizarea și pentru menținerea planetei curate. Este îmbucurător faptul că tinerii se implică în acest gen de activități privind curățirea și igienizarea întregii comunități. La Căzănești, cetățeni de toate vârstele au fost prezenți la acțiunea desfășurată ieri. Aceștia conștientizează faptul că reducerea poluării depinde chiar de ei înșiși, iar de Ziua Pământului nu au stat nepăsători, implicându-se activ în strângerea gunoaielor. Ce te-a motivat să participi la această acțiune? În primul rând, vrem o comună și o societate cât mai curată. Ne place când vedem mediul curat și îndemn pe calea aceasta, îndemn cât mai multă lume să iese să facă acest lucru și îi rog foarte mult să nu mai arunce, că este dezgustător, dezastru. Sunt foarte multe gunoaie și trebuie adunate și luate în vedere să nu se mai arunce și să fie cât de cât o zonă curată. Am început cu bine, sper să și terminăm în același mod. Nu doar la nivel național, PSD a făcut din protecția mediului o prioritate de prim rang, ci și socialdemocrații din Comuna Căzănești. Aici, Ziua Pământului a fost celebrată așa cum se cuvine. Nu s-a ținut cont de vârstă sau de categoria socială, toți cei prezenți au reușit să obțină o mobilizare armonioasă.